Scandal și anchetă la Teatrul Național București. Ministrul Culturii anunță că în instituție va avea loc o anchetă internă după ce, înaintea unui spectacol al lui Dan Puric, în sala a fost distribuit un ziar de propagandă. Lucian Romașcanu spune că va fi depus o plângere și la poliție în urma incidentului. Scandalul ar fi fost declanșat chiar înaintea unui spectacol susținut de Dan Puric în sala studio a Teatrului Național București. Un ziar catalogat ca fiind extremist a fost distribuit în sală, dar și la intrare, în condițiile în care orice distribuire a unor materiale private în incinta Teatrului Național este interzisă. Așa că Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, a anunțat că va avea loc o anchetă internă și va fi sesizată și poliția. În urma celor sesizate public privind distribuirea unui ziar la sală, la studio a Teatrului Național București, conducerea ne-a informat că va dispune o anchetă internă și va depune plângere la poliție pentru distribuție neautorizată de materiale în incinta TNB. Nimeni din conducere nu a fost informat despre acest demers extrem de grav, scrie Ministrul Culturii. Însă, contrar spuselor lui Romașcanu, se pare că cei din conducere știau. Actorul Mihai Călin a distribuit o fotografie care îl arăta pe directorul interimar al TNB în sala studio, în timp ce chiar sub ochii lui spectatorii aveau ziarul respectiv în mână. Nu este singurul moment controversat creat în jurul lui Dan Puric. Acesta a fost exclus de pe afișul festivalului Ombun, care are loc chiar începând de mâine la Breaza. Mai mulți consilieri USR din primăria orașului Breaza au cerut eliminarea lui Dan Puric din spectacol, unde ar fi trebuit să fie chiar invitat special. Iar demersul lor a avut succes. Pe afiș Dan Puric nu mai apare, însă primăria susține că a fost alegerea organizatorului și nici de pre presiuni din partea autorităților locale.